Gesturile mici fac diferența în această perioadă în care cu toții suntem supuși la încercări grele. Un gest de-a dreptul impresionant a venit astăzi din partea unei femei din oraș care din puținul ei a dorit să cumpere măști și mănuși pentru a le dona la spital. Ajutorul de șomaj de nici 400 de lei din care trăiește l-a cheltuit pe 50 de măști și câteva mănuși pe care le-a găsit cu greu. A decis însă să nu le păstreze pentru că medicii ar avea mai multă nevoie de ele. Am cumpărat niște mănuși și măști pentru cadrele medicale din Drogheta Turnu Severin, de la maternitate. Și bombă. Da. Să arăt că sunt nedesfăcute. Mănușile chirurgicale. Măști. Măștile. Și aici sunt... Și la cei 32 de ani, Maria Urfuț oferă în aceste zile o lecție de viață tuturor. A decis să cumpere măști și mănuși și să le ofere medicilor de la Spitalul Județean. Atât cât a putut, din buzunarul ei, a vrut să ajute, să contribuie și ea la această luptă pe care o ducem cu toții și la care țin piept în fiecare zi medicii din spitale. Am văzut știrea și am văzut că au nevoie cadrele medicale din Drogheta Turnu Severin la maternitate și am zis să dau și o mână de ajutor să vin cu niște mănuși și cu niște măști. De unde? Cum le-ați cumpărat? Din banii dumneavoastră? Da. Le-am luat de la farmacie. Le-ați luat mai scumpe? Cât ați cheltuit? 3.500.000 măștile plus mânușile. Și le-ați găsit greu? Ați căutat mult după ele? Că știu că e cam criză de măști. Da, foarte, foarte, foarte greu să-i găsesc. Și cum de nu ați decis să le păstrați pentru dumneavoastră și pentru familie și v-ați gândit să le dați la spital? Am văzut și reportajul și am zis ca să le dau dumnealor că au nevoie. Femeia trăiește dintr-un ajutor de șomaj de 350 de lei. O are în grijă pe mama sa, care este bolnavă și nevăzătoare. A lucrat un timp la șantierul naval, dar a renunțat pentru a-și putea termina studiile. Cât câștigați pe lună? La șomaj? Da. Care e venitul dumneavoastră lunar? 3.700.000. Din banii ăștia trăiți dumneavoastră? Da. Aveți familie? Mamă, atât. Nu sunt căsătorită. N-am copii, n-am bărbat. Și vă descurcați cu banii ăștia în fiecare lună? Da. Mai muncesc și cu ziua și mă descurc. Și cum, dacă toate astea au costat 300 și ceva de lei, dumneavoastră atât câștigați, cum? V-ați luat de la gură? Cum da, ați făcut? Da. Am pus leu pe leu, am strâns și am zis să faci o faptă bună. Iar fapta sa bună a ajuns acolo unde trebuia. Uitați, aceștia sunt măștile pe care doamna ne-a rugat să vi le dăm. A spus să vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi în această perioadă și speră să vă fie de ajutor. Mulțumim foarte mult, este un gest nobil. Gest umanitar, este un gest de suflet, un gest pe care eu îl consider că mai degrabă ca o rugăciune către Dumnezeu să fim ajutați, să trecem aceste momente extrem, extrem de dificile. Vă vor fi de ajutor aceste măști și mânuși? Da, ele fac parte din echipamentul de protecție. Chiar dacă este o cantitate foarte mică, pentru noi reprezintă mult, ca și gest, așa cum am spus, și cu cât primim și avem mai multe, cu atât suntem în siguranță. Astfel de gesturi mărunte fac diferența în clipele dificile. Mesajul Mariei este unul de solidaritate și ar trebui urmat de mulți dintre noi, mai ales de cei care au posibilități materiale și își permit să facă astfel de donații extrem de necesare în această perioadă tuturor.